Sună în mine stihuri amărâte din cartea neamului mușatinilor. Și pe Bogdan Vodă mușat l-a omorât fratele său, Petru Aron Vodă. Iar pe Aron Vodă l-a tăiat Ștefan, feciorului Bogdan, ca să-mi răzbun părintele. Oare păcatul pe care l-am săvârșit va pune capăt pentru totdeauna în vrăjbirii dintre feciorii și nepoții lui Alexandru Vodă bătrânul? Poate acest fiu al nostru va fi ferit de durerile și frământările părintelui său. Îmi place că-l văd pe acest fecior al comisului Manole Jder. Sunt mulțumit de ceea ce văd. Această trudă ne va fi nouă de mare folos. Măria ta, cuviosul Nicodim mai cunoaște și o tălmăcire nouă din Apocalipsa. Da, am aflat-o la Sfântul Munte, măria ta. Da, sunt doritor să aflu și eu acea tălmăcire. Te poftesc, cuvioase Nicodim, să mi-o spui astăzi, la prânzul de la stăreție. Mă cheamă Ionuț, măria ta. Zis și Jder cel mititel. Are câini și șoimi. Ai câini? Am luminate, stăpâne. Și mai am un erete pe care l-am învățat la prepeliță.
Așa că m-a dus pentru masa Măriei tale prepelițe de la noi, de la Timiș. Și comisul Manole Jder mi-a poruncit să sărut mâna Măriei tale și din partea lui și să spun că toate-s bune și că Maria sa e dorită acolo. Ce slujbă faci, domnia ta, la Timiș? N-am slujba anumită, Maria ta, fără decât dau ajutor lui bădița Simion. Sunt iepe care fată, sunt harmăsari care au nărav, noi suntem și călăreți și doftori. Mi se pare, Maria ta, Alexandrel, fiul meu, că mi-ai cerut ajutor și prieten pentru tine pe acest jder. Dacă poftești aceasta, fie. Sfinte Părinte Arhimandrit Amfilohie, binecuvintează pâinea și carnea, cu care nu suntem destul de vrednici a ne destula, dacă Dumnezeu ar măsura pofta noastră după faptele ce săvârșim. Cuvioase Nicodim, poftesc să aud tălmăcirea cea nouă. Am văzut cer deschis și iată s-a arătat ca lamp. Cel călare are numele Credinciosul și Adevăratul. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui capara focului, fruntea lui este împodobită cu cununii împărătești. Prea luminate, Doamne, acel luptător pe cal alb e cuvântul legii nouă. Vine vremea ca luptătorul să cheme domnii pământului românesc pentru prigonirea fiarei care s-a ridicat asupra semințiilor. E scris ca luptătorul pe cal alb să o întâmpine și să o lovească, vărsându-i spurcăciunea sufletului. Ionuț, ascult, Maria ta. Nu așa, Ionuț. Eu vreau ca domnia ta să înțelegi că te-am ales ca un prieten. Mă bucur, Maria ta, și îți mulțumesc. Domnia ta, Ionuț, mi-ai plăcut de anul trecut. Am văzut că ești vrednic și cunoști atâtea locuri. Acum abia am așteptat să venim la Nemț, ca să-și cer să mă urmez undeva. Am nevoie de domnia ta. Mă aflu nevretnic de atâta laude, Maria ta, și sunt gata să te urmez oriunde vei porunci. Dar mai întâi trebuie să juri, ca să am încredințare că nu va afla nimeni niciodată despre ce ai să vezi și ce am să-ți spun. Jur! Maria ta! Dar e o taină atât de cumplită? Da, tata nu trebuie să afle. El spune că bucuriile și dezmierderile voievozilor trebuie să fie puține și ascunse. Dar eu, Ionuț, de asta toamnă nu mai am pace, de când am văzut pe cineva. Maria ta, înțeleg. E o taină de dragoste. Așa, Ionuț. Mergem departe? Nu, aproape, la Nășeni. Dacă te întreabă cineva, am fost să-mi arăți ieretele și câinii. Când plecăm? Acum. Și când ne întoarcem? La simțitul soarelui. Bine, Maria ta.
Jupâneasă Tudosia, poftesc să știu dacă sunteți bucuroși de oaspeți. Acesta e prietenul meu, Ionuț Jder. Să fie sănătos. Vă poftesc cu dragă inimă la masă și la hodină. Mulțumim. Nu suntem nici prea flămânzi, nici prea trudiți. Poftim doar să ne închinăm jupăniței Nasta. Să nu ți se pară ciudate lucrurile acestea, Ionuț. Însă eu și surorile mele trăim ca într-o închisoare. Până ce se va lumina iarăși curtea și a venit doamna. Atunci tata poate uita de unele necazuri ale noastre și ne-a lăsat să trăim mai în voi. Ce necazuri ai, Mariata? De ce râzi, Mariata? Râd pentru că dacă o să vii la curte la Suceava, precum au rânduit Maria sa, o să trebuiască să înveți și tu bucoavnă sârbească și grecească și latinească și să-ți veni cap stihuri de Omer. Și atunci să vezi. Dacă trebuie, învăț, Mariata. Tatătuța spune că dintre toți frații bădița Nicoară, adică părintele Nicodim, a ales învățătura. De asta s-a dus la mănăstire ca să învețe el pentru noi toți. Să nu te superi, Mariata. Precum se știe, copila noastră e o proastă și se rușinează să se înfățișeze. E teamă că o urăși de data trecută și că nu mai dorești să o vezi. Am spus că doresc să o văd. Poftesc pe Maria ta să nu se supere. Fata-i după ușă. Nasta! De Maria ta. Acesta este Jder, prietenul meu. Aș dori să rămâie. Rămâi, Ionuț. Îl cheamă Ionuț? Dacă mi-ți cu supărare, așa-l cheamă jupănița. Lui am spus patima mea. Ceea ce n-am avut îndrăzneala să spun domniei tale. Nu înțeleg de ce îndrăzneala are nevoie, Maria ta. Căci eu sunt o copilă fără apărare. Și maica mea e văduvă. Și dacă vrei, Maria ta, să mă rușinezi, eu nu pot pune nicio împotrivire, fiind un lucru fără preț în mâinile Mariei tale. Trebuie să am îndrăzneala să-ți mărturisesc dragostea mea. Nu vreau nici să te rușinezi, nici să te iau ca pe un lucru fără de preț. Nu înțeleg, Maria ta. Doresc să știu. Dacă ai pentru mine dragoste, fără asta ce preț au strădaniile mele? Dacă trebuie cu orice chip să afli, Maria ta, mărturisesc că mi-ești drag, însă mă rog să ai milă de mine. Spune mamei mele și cere învoire de la vodă. Altfel eu mă zvârl în acea fântână din care au scos țigăncile apă pentru dulcețul de trandafir. Toate se vor face cum poruncești. Primește-mi numai dragoste. Lasă-mă să te sărut. Sărută-mă, Mariata. Spune-mi că ți-s drag. Ești drag, Maria ta. Și mă-nvoi să vin iarăși? O să-ți trimit vorba poate prin Ionuț când să ne vedem.
dar numai noi doi. Mariata, te rog să-i spui și mamei mele că n-avem aneteme. Mă duc să o chem. Doar să nu poftezi să mergi cu mine, că mă rușine și nu pot. Ia, dar ce pot să spun, jupunese Tudosia? Nu știu, Mariata. Dacă nu găsești vorbe, eu totuși aș spune că sunt dragă. Și că numai decât va să afle și vodă, părintele Măriei tale. Rog pe prietenul Ionu să mă însoțească. Mi-e frică pentru nericul sălii până la odaia mamii. Du-te, Ionuț. Cu bine, Maria ta. Cadă împotrivirea ei. Trebuie să fii răbdător, Maria ta. Poate ai dreptate. Am însă în mine o arșiță ca de boală. M-a auzit, Maria ta, că dorești să-mi spune ceva. Da. Voiam să-ți mulțumesc pentru dulcețul de trandafir. Și să-ți cer îngăduința de a mai veni pe aici. Acum plecăm. Eu tocmai pregătisem de cină. Pe curând, jupăneasă Tudosia. Eu nu ți-i bărbat. Pun prin soare că vine pe drum cântând. Să știi, comise, că se teme. Nu se poate elisață. E sângele meu. Nu te fuduli degeaba. Copilul e copil și se teme. Eu ți-am spus să nu-l trimiți. Dumneata l-ai trimis. Miramaș, cine m-a rugat în fel și chip ca să trimit copilul? Ca să fie în ochii domnii, să se bucure de mila mării sale. Se temea, comisul, care să-ți fie frică noaptea pe drum? Ai mers bine? Nu ți s-a întâmplat nimic. Vino aici, mânzule. Aici a stătuța. Văd! Ce ți-a poruncit Maria sa? Să merg de grabă la Suceava odată cu bădița Crista și Candache. Bine. Du-te și înghide tăi păcide la comisoaie. Pe urmă, curcă-te. Curcă-te la hergelie. Mâine vine Maria sa și trebuie să fim în picioare. Ai înțeles? Înțeles, tătuță. Treci! Lasă băiatul să se culce. Unde te duci? Nu te supăra, comise. Mă duc să-i dau de mâncare. Jupânea Sire Safta, vin aici. Mezinul ăsta nu mai este un prunc. Nu trebuie să-l rușinăm cu dezmierdările. Totdeauna. Totdeauna mai asupri dumneata. Nu mă duc la el. N-ai grijă. Hey, hey, hey! Hai! 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 H
Pune Simioane, comis al doilea! Cunoști obiceiul mării sale când binevoiește a veni la Timiș? Cunosc. Să fii fără de nicio grijă. Tu ce stai acolo și te vorbești? Derce-mi titel! Repede pe Gheorghe Tătarul la frate dumitare Visteriu cu Crista. Să mi-l aducă la vreme aici, în întâmpinarea mării sale. M-am dus, tătuți! Stai! Cum facem ca să aibă și Maria sa puțin vânat dacă poftește? O să fie, tătuță, o să fie și vânat și trimis și la bădița, Cristea. Gheorghe! Dar ce să te faci, domnia ta, jupâne Simioane, al doilea comis? Dacă Maria sa are să poftească să-ți vadă soția. Are să afle că-s tot holtei și gata. Are să-ți poruncească iar? O să caut să mă supun. Dacă îi putea. Cinstite comise. Hai. Așa întârzi domnia ta totdeauna, Vistierice. O să pierdem alaiul domnesc. Să n-ai nicio grijă în privința alaiului. Uite, nu găseam brâul ăsta pe care mi l-a trimis fratele meu, Demian, de la Liov. O să mânăm mai tare și o să ajungem la noi. Te uite ce gătită e mama. Bun găsit, Muță. Bine ați venit, bine ați venit. Să rămână. Stai! Ce e, Lazare? Noi ne exupunea, Sirisaft. Fără decât că mărea sa intre numai la Hergelii, zvadă mâncă. Aici nu mai vine. Nu mai vine, de ce-ai motivat? Vai de mine, și cu mâncarea gătită anume pentru Maria sa, ce să fac? Stai, unde fugi așa? Stai puțin, ia măcar coșul cu claponul. Firă, firă, adă coșul cu claponul, hai! Catalan. Catalanul a fost adus tocmai din Spania, Maria ta. De la împăratul Harabilor. Stă așezat într-un grajd deosebit. Dascălul nostru Pamfil zice că acest harmăsar ar fi năzdrăvan. Care năzdrăvan nu-s decât în basme? Nu știu, s-a aflat ori scris undeva că Maria sa Ștefan are mare noroc când merge la război cu acest cal. Da, într-adevăr, așa crede și Maria sa. Vai, ce bine-mi pare, dragă noră, că ai mai venit pe la noi. E de mirare această rânduială care nu îngăduie femeilor să intre la grajdurile domnești. Și noi ce facem acum? Te vei nevoi să rămâi cu mine și să ne ținem de urât una alteia. Rău îmi pare, dragă noră, că domnia sa ne ocolește.
Mai bine ar fi șezut în locul acela pe jilț, acolo unde stai dumneata, decât să se ostenească prin soare și să stea de vorbă cu herghelegii. Într-adevăr, aici e locul cel mai bun. Jupânesă, soacră, mi se pare că ți l-am luat. Îți stă bine și dumitale în el. Să fii sănătoasă și să ai noroc în toate, cum ai avut cu vistiernicul Cristea, feciorul nostru. Mulțumesc, dumitale, jupânesă, soacră. Mai ales avem a mulțumi lui Dumnezeu, eu și Cristea, pentru tinerețe și bogăție. Să nu uităm însă că vistiernicul Cristea are a mulțumi și tatălui meu pentru cele trei moșii aduse în zestre. Are-ați mulțumi și dumitale pentru darul vorbirii întru care ți seamănă. Dragă nor, tinerețele și bogățiile trec. Darul despre care vorbești dumneata rămâne până la bătrâneți. Este adevărat și se vede asta. Poftește, Maria ta. Jupânasa mea comisoaia Elisafta te roagă să guști o firmitură din bucatele pregătite anume. Ah, da. Iată-l și pe acel fecior pe care îl cheamă Ionuț Șter. Întocmai, Maria ta. Ai aflat, comise, că am poruncit să fie adus la curtea noastră? Ne bucurăm de mila Măriei tale. Jupâne, Simeon Șter, ești domnia ta bun să-mi spui pe cine ți-ai ales? Am poruncit să te găsesc însurat. Și eu sunt mâhnit, mărite doamne, că fiul nostru cel mai mare n-a pus cunună de mire. Este vreo pricină? Te văd vrednic în toate, jupâne Simeone. Aș pofti să împlinești această porunca noastră. Măria ta, cu greutate fac ceea ce ai poruncit, numai două tagme de oameni. Care jupâne al doilea comis? Nu, întâi ostenește-te și-mi toarnă vin. Fii cu parul meu astăzi, ia credința și apoi umplem cupa. Să afle jupâneasa Elisafta că ne-am bucurat de claponul ce ne-a trimis. Măria ta. Și care sunt acele două tagme de oameni de care vorbeai, jupâne Simeone? Își găsesc cu greu soția cei care sunt rânduiți de Dumnezeu să fie stăpânitorii noroadelor. Ai dreptate. Și care e a doua tagmă? În tagma cealaltă, Maria ta, sunt acei mișei ca mine, cărora le-a fost răpunsă inima în tinerețe și acu urăsc partea femeiască. Bine, comisar al doilea. Mi-a plăcut ce mi-ai spus. Dar să știți, băieri dumneavoastră, cam în două aceste tagme își pot găsi leacul. Numai să binevească să și-l caute. Leacul se află. Așa-i, Maria ta. Uite, de pildă, vistiernicul Cristea a ales calea cea bună a vieții. Nu-i așa, vistiernice? Da, Maria ta. Știu că stăpânului meu e cunoscută suferința fratelui nostru și de aceea Maria ta se milostivește să-l ierte. Tagma aceasta, Maria ta, nu mai poate avea dragoste decât către domnul său, ceea ce este bine și folositor Măriei tale. Comisul al doilea are soție, datoria sa, și prunci, cai, aceste minunate dobitoace pe care Dumnezeu le-a dat domnilor ca să găsească în ele repeziciune, desfătare și putere. Sunt mulțumit, jupân Manole, de acest fiu al dumitale. A moștenit limbă dulce de la jupâneasa Elisafta, nu? Asta numai decât, Maria ta. Boier Cristea, să te înfățișezi dumneata cu jupâneasa și cu fratele dumitale cel mic la curtea noastră. Cam azi dau o poruncă. Am ajuns mai repede. Bine ar fi să stăm aici în felul acesta. Poate sunt dura Maria sa să ne chemi aici astăzi. Găsești tot ce vrei. Stai, ascultă, oprește ca de obicei la Iohan Roșu, auzi? Pâinea domnească e amară, panonină, trebuie să-mi dulcim cu vin. Dumneata care îl însoțești pe Alexandrel Vodă la toate petrecerile, n-ai avea de ce te plânge, jupâne Crivăț. Asemenea uic și asemenea vin, nu găsesc eu pe acolo pe unde merg de la o vreme cu stăpânul meu. Vă duceți departe? Nu mă ispiti panamina că locul unde mergem noi e chiar lângă hotarul Leșesc. Și ar fi primejde pentru Alexandrel Vodă dacă taina asta ar prinde prea mulți oi și prea multe urechi. Dacă e o taină.
Paramina! Paramina! Da? Vistieni cu Cristea și jupâneasa. Iisus Maria! Repede, repede! Da, da. Aule, micuță, zburiță, mărturisă, sănătate noastră și în casă. Acum, până aici. Aule, boierii, mulțumire să ai și ne-ai rog. Când apărea ochii, el apărea ochii, ai văzut. Gianluca, dile să-i luvea în dupupă, ai putelea, dar și de-i putelea. Hai, chiar aici, că de nu ginezi, nu! Jupâne vistiernice, tocmai am poruncit să fiarbă la cuhnie băutura aceea turcească care se cheamă cafea. Mi-au adus-o pe Bangret, tocmai de la Cafa, niște neguțători armeni. Dacă poftiți, mă pot aduce și domnilor voastre, până se gătesc odăile. La ce e aceea cafea? Sunt niște grăunțe care se prăjesc și apoi se pisează, se macină. Aflați, domniile voastre, că această băutură este o linciureală străină de care n-avem credință. Cum părinții noștri dau băut cafea, nu o să bem nici noi, nu? Eu zic să o vedeți măcar și să o gustați mai întâi și mai întâi. Adă-ne și nouă să gustăm din această băutură, jupâne Iohan. Sunt uneori așa moldovenii noștri că li greață de strai de la alte neamuri, de mâncare străină, de băutură străină, dar alții vin la noi și nu se mai satură. Paramina, boierii noștri sunt însetați și înfometați după atâta drum și au nevoie de odăi curate și atăluturi proaspete. E locul rău, ai locul. Ai aflat locul unde se duce Alexandrel Vodă? Știu doar că se află lângă hotarul Leșesc. Vezi, poate afli mai multe de la Ionuț și de noului tovarăș de petreceri. Te trăiți, Excelber și Angli! Hai să trăiți, boieri dumneavoastră, să trăiți frumușilor! Văd că ești boier cu fal și Vodă să uite la domnia ta ca la un odor de mare preț. Hai de palma la babă, să zgâcescă cu ghiul. Hai de palma la babă. Lasă, gata. Aoleu, frumușața lumii. Am la soare m-a pociuita, de la domnia ta, bă. A, frumușața, maică, tu, salute de unciu Carlin. A, să zgâcească baba în palmă, Maria ta. Adă-mi coace în palma, frumușață. O, câți bărbați sunt pe lume, toți se uită la farmecele tale. Eu pot lega pe cel pe care îl dorește. Azi la baba. Nu-i nevoie, că ce soțul meu. Aoleu, frumosule, chiparosule, a pune un bal la baba la ghioc. A mâncat să-și ochișorii matale frumoși. A pune să-ți gâcezi noroc. Ia. Aștepți o veste, vestișoară. La vreme de seară, jupâniță dragă. Rochile cele noi de la Lyon. Hai. Am pune un bal la baba la ghioc. Lasă. Hai, frumosule, Paul, le-ai generic, hai să-ți gâcească baba. Am mâncat să-și ochii matale. Ai făt frumos, mai uite-te odată la mine, să-mi tineresc acum, vină-ncoace să-ți ghicesc. Ai sufla aici la baba de trei ori. Este o jupăniță balană care te așteaptă, altuță la trup. Te uiți la noi și o vezi pe dânsă. Cine ești, domnia ta? Eu, cinstite vestiernice, sunt sluga domniei tale, Dumitru Hrivaț, cel mai umilit medelnicer și oștean al Măriei sale. Ai poruncă pentru mine de la Măria sa? Poruncă e să duci chiar domnia ta mâine dimineață la curte pe noul slujitor al lui Alexandrel Vodă, pe care îl văd sosit și pe care îl poftesc să închine o ulcică în sănătatea stăpânului său. Du-te, Ionuț. Oh!
te rușinea jupune, eu nu-ți pana mina-i prietena noastră. E cam sfios? Eh? Îl duci Mariei sale, Alexandrel? Medelnicerilor le place mai mult vinul. Deci orașii ăștia. Asta e o învățătură mai bună decât a dascălilor de elinească. Asemenea învățătură și-ar dori și Alexandrel Vodă. Are Maria sa de mult. Are cât poftește. Acum suspină după una înaltă și balană, care stă departe la Ionășen. Iisus Maria. O să facă cale bătută până acolo. Signora? Ma chi è questa bellissima signora? La sposa del signor Cristo. Oh, sì. Fii binevenit, cinstite vistiernice! Mă bucur că ați îndeplinit porunca și ați adus la curte pe mezinul domniilor voastre, spre bucuria lui Alexandrel Vodă. Măria ta, știu că ești grăbit să rămâi singur cu Ionuț, dar fii îngăduitor și cu noi și rostește două vorbe de mulțumire acestui cinstit vistiernic care l-a însoțit pe slujitorul măriei tale. Mulțumesc, vistiernice! Mulțumirea cea mai umilită e de partea mea. Astăzi e o zi tare grea pentru măria sa. A sosit o solie tătărească. Părintele Martinian și meșterul Antonio, care îi sprăvesc Sfânta Mănăstire Putna și fac zugrăvelile. Cinstite vistiernice! Da, părinte. Îngăduiem să-ți dau un sfat filozoficesc. Femeia frumoasă și punga plină, cinstite vistiernice, nu-i bine să le arăți, să nu ia aminte răi. Vă poftește de grabă măria sa. Mulțumim solilor pentru cartea pe care ne-au adus-o de la stăpânul lor, slăvitul Mengli Ghirai, hanul tătarilor de la Crân. Jupune Vlai, cu binevoiește anul tălmăcii. Vezi, Mengli Ghirai Khan, dunian cuneșe em sabă, altă surunun el Makbul Khană, Genghis Khanun em Batu Khanun aslă soie, iaza măsaha Moldovan Ștefan Baie, senă bălme cușun. Noi, Mengli Ghirai Khan, soarele și stăpânul lumii, cel mai slăvit dintre toți domnii Hoardei de Aur, adevărat urmaș al lui Genghis Khan și Batu Khan, îți scriem ție, Ștefan Voivod de la Moldova. Janai mama, caltac balasă, volga suluna neagânda, ai las conac curvan și cum agaștii de hiera, ai zarnal macușun. Să știi că ticălosul de mamac, feciorul haitei, cel care și-are puturos să lași dincolo de volga, vrea să iasă la lehia în dobândă. Gestur bolup tabul cos culacbol. Ești mă zmânda chirgen geambazlardan, se nâne matia și baien gică tlăgânăzdă. Se n-o lăbăl, o iman săs, genche și cumaga zârlene, cum batarnă basmachușun. Și să mai știi că noi vestim și pe Casimir, craiul de la Lehia, să-și gătească și el castelanii și oștile. Îți dorim de la Allah sănătate și izbândă. Solii să fie răsplătiți pentru vremnicia lor.
poate mamac o să-și îndrepte hoardele în altă parte. O să izbească în noi. Îl aștept. Oștile noastre sunt acum întocmite. Mamac Han însă e la porunca lui Mahomet Sultan. Mahomet își poartă acum oștile prin Dalmația, după care va veni cu toată puterea asupra Moldovei. Vom fi singuri în fața necredincioșilor. Avem făgăduielile domnilor și crailor din prejur. Vreau să văd aur și fier brându-se mișcare! Vorbele și făgăduințele nu-mi folosesc dacă nu-s sprijinite de oști! Să repezim sol la Casimir Crai. Să-i dăm de știre primejdia. Măria sa Craiul are cu noi legământ. Să pleci în lehia cu cărți la Casimir Crai, boierii noștri Stanciu și Pascu. Vom trimite încă o solie la Veneția și Roma. Vistiernicul Criste a sosit? Vistiernicul așteaptă de mult, slăvite stăpâne. Vestește adunarea boierilor la sfat și să poftească vistiernicul Criste Așder. Maria, Maria, ta. Părinte Amfilohie, vină lângă mine. Cunoști ceva despre purtările coconului domnesc? Nu cunosc. Sunt slab față de unele fapte ale lui Alexandrel. Am și eu destul asupra sufletului meu. Acest ticălos trup se desfătează uneori. Măria ta, noi te-am dezlegat de aceste păcate. Bine ați venit. Poftesc să vă trimit în depărtate locuri, la Veneția. Vistiernice Cristea, doresc să aflu ce gânduri au talienii, dacă vor sau nu să ne sprijine cu oști, cu bani și arme. Te sfătuiesc să-ți faci prieteni printre nobilii venețieni dumneata și frumoasa dumitale jupâneasă. Și să mă vestiți de îndată ce aflați ceva. Pârcărabul Vlaicu vă va spune și vă va da toate cele de trebuință. Vom face întocmai, măria ta. Mergeți sănătoși. Poftiți, măriei tale, bun sosit, însă copila noastră nu se simte bine de câteva zile. Ce are? Sosirea măriei tale mă face sănătoasă. Nu putem ști ce are, uneori are arșiță. În unele nopți se doare capul și nu poate dormi. Îți este într-adevăr mai bine? Mă aflu cu mult mai bine, măria ta. Să mergem, Maria ta. Ionuț? Aș vrea să spun ceva. Ionuț! Poate tot vei cugeta, măria ta, la sfatul moldovenilor noștri, că la casa prietenilor e bună întârziere. Mulțumesc, jupâneasă. O să mă gândesc la asta.
Te rog, întoarce-te. Te aștept. Păcat că nu e sănătoasă copila domniei tale. Șezi. Vezi, Ionuț? Toate jupânițele ca ea doresc un unul de voievod. Noi însă capetele încoronate avem altă rânduială a vieții. O femeie sfințită de apropierea domnească. Pe cât te înțeleg, domniei tale nu mai e dragă jupânița noastră. Ba mi-e dragă. Și sunt bolnav din pricina ei. Poate că doar o dorești, Mariata. Dar nu mai socotești așa ca pe o împărăteasă, ca să te veselești numai la vederea ei. Ascultă, Ionuț. Domnia ta ești într-un de la Timiș. Iar eu am avut și azi dascăl decât pe cei ai Măriei sale. Și cunosc această dulceață are prins de o clipă. Dragostea e lunatică. Descrește și crește. Când o fi lună plină și s-or place zarzărele, o să vin să culeg rodul după făgăduința ce am avut. Să mergem. De ce zăbovește până la acest ceas coconul domnesc? Măria ta, Alexandrel Vodă-i pe drum cu slujitorii săi. Ne-a adus de știre un alergător al nostru. Pune-ți pecețile pe Hrisof și să mergem. Te așteaptă mulțime. Cealaltă țară românească. Ați venit la Moldova prigoniți și sărăciți de nedreptățile turcești, de prădalnicii ismailiteni. Iată, primiți acest uric și danie a domniei mele. Vă da acest pământ vouă și urmașilor voștri, faceți sat, închideți iaz și să fiți ai Moldovei care vă dă pâine și milă. Aici sunt scrise hotarele în veci, să le stăpâniți sănătoși și să le apărați. Strămoșească, eu însumi voi bate cu toiagul pe coconul domnesc ca să-și aduc aminte mai târziu de hotărârea domniei mele. Să vezi acest hotar și printre lacrimi și să ții minte tu și urmașii urmașilor tăi de hotarul pe care noi l-am hotărât. A
spital, dată rogu-te, Maria ta, să nu mai zăbovești. Botezatule, pregătește-mi calul de drum. Mă repet până la Ionașeni. Tu așteaptă-mă la Han la Iohan Roș. N-aș fi mai bine să vin și eu. N-avem nicio teamă. Jupân Iohan. Da. Cine sunt acești oameni? Sunt niște neguțători de ceară de la lui om, jupân Ionuț. De ceară? Da, de o ceară anume. De culoare verzuie, care nu se află nicăieri pe lume până decât aici, dar noi, în țara Moldovei. Ce dorește jupânul? Eu n-am auzit de asemenea ceară. Vreau niște merinde pentru drum. Unde ai fost? Jupân Ionuț îți aduce știre de la Maria sa Alexandrân. Dori să știu dacă nu-i supărat pe noi. Nu e supărat, jupânea să te duci. Atunci sunt liniștită. Mama, lasă-l pe jupân Ionuț să răsufle, abia descălecat. Mai bine pune o gustare pe masă vrednică de un drumesc rudit. Pe urmă vine rândul veștilor când vom alcătui tu strâi sfat. Bine, fac toate astea cât îi bate din palme. Dar vă poftesc să nu începeți judecățile divanului fără mine. Ionuță, nu avem decât câteva clipe până se va întoarce iar mama. Și trebuie să te vestești ce să-i spui. Că Alexandru Vodă vrea să știe cum o ducem cu sănătatea. Și că nu târzie vreme Maria sa va veni. Altceva am să spun după ce vom fi numai noi doi. Te-am așteptat într-una, Ionuț. Ți-a fost dor de mine? Spune. Stai, Ionuț. N-avem vreme. Uite, dacă mă strigă mama, eu nu pot decât să mă ascund sub brațul tău. Atunci vorbește. S-a întâmplat ceva? Ai nevoie de mine? Am nevoie de tine, Ionuț. Știi? Câteodată mama crește singură în somn și uneori când e frică mă cheamă. E și? Da, dar într-o noapte mama a strigat. Și-a spus anumite lucruri. Eu nu ți-am ascultat fără să vreau. Și m-a cuprins o spaimă. Era vorba de oameni străini care amenințau viața lui Alexandrel Vodă. Închipuiri și vise. Nu, nu, nu. Nu, Ionuț. Așa am crezut și eu. Băgând însă de seamă că mama își ținea strâns taina, am cercetat cu șiretene despre niște trimiși de la neamurile noastre din Lehia, care vin din când în când aici să aducă vești. Și am înțeles atunci, Ionuț, că cele spuse de mama în somn sunt adevărate. Crezi într-adevăr că îi se primește pentru stăpânul meu? Cred, Ionuț. Mai ales că între acele neamuri ale noastre din Lehia sunt și fugari de la Aron Vodă, care, după cum se știe, sunt dușmani ai domniei. Ionuț, ultima oară mi-a fost frică că peste noapte o să dormiți aici. Mai ales că mama fusese înștiințată de venirea lui Alexandrel Vodă. Cine din Suceava ar fi putut să o înștiințeze pe jupăneasa Tudosia de venirea noastră? Știu și eu. Câteodată se oprește la noi în drum spre Lehia și ține sfat cu maica mea, un anume Iohan Roșu. Nu înțeleg ce legătură are Iohan Roșu cu neamurile jupânese Tudosia din Lehia. Și ieri au poposit aici, venind din Lehia, trei călăreți. Mama spunea că sunt neguțători. Neguțători de ceară? Asta nu mi-a spus. Nu mă tem atât pentru stăpânul tău, cât pentru viața ta, Ionuț. Ionuț, fură-mă, du-mă undeva de aici, să nu mai am spaimă. N-asta cât sunt în slujba domniei, nu te pot fura. Ionuț, atunci...
tu să fii singur. Ori dacă vine Alexandru să nu lasă nopteze aici. Ori mai bine ar fi să nu mai veniți o vreme. Nu pot. Dacă-mi poruncești Alexandrel Vodă să vin cu el aici, trebuie să mă supun. Mă tem de viața ta, Ionuț. Ionuț, fără tine mă prăpădesc în clipă. Nasta. Nu știu, poate sunt spaime, năluciri, visuri. Dacă e adevărat ce mi-ai spus, atunci într-adevăr îi primești. Cuprinde-mă iar și spune-mi dacă pot fi la fel de fericită și săptămâna viitoare. Am să vin. Acum trebuie să mă duc. După ce trecem dealul, noi ne oprim aici. Aici e gardul. Aici ceairul. Aici e grajdul lui Cătălan. Calul se află închis într-o despărțitură, mai în fund. Aici se poate pătrunde. Dar cum luăm noi calul, când toți slujitorii roiesc în jurul lui? Numai să ajung cu la el să-i pun junghierul la gâtiță. Boierul Mihu dorește pe ira lui Catalan. I-ar fi spus un vrăjitor că norocul Vodă Ștefan ar fi cal la acesta, nu? Se zice că ar fi Năzdrăvan. Vă poruncesc să fiți înțelepți. Nu se află calul Năzdrăvan decât în poveste. Am să-i dau o pălitură cu junghierul Catalan și acesta o să cadă. Asta este. Voi dați năvala aici ca eu să pot pătrunde la locul știut. Se poate? Socot că se poate. Ei, dacă se poate, atunci, până răsare luna, noi trebuie să fim departe. Mai ia, dragul mami, și o plăcintă caldă. Lasă odată băietul în pace, Elisaft. Că de două zile de când s-a întors, i s-o fie acrit de atâtea plăcinte. Lasă să se îndestuleze aici, sărăcuțul. Că la Liov n-are cine-i purta de grijă. Este nădejde ca feciorul nostru Damian să facă nuntă, după cum mi se arată mie în vis, în unele nopți. Are să fie și asta. Poate la primăvara viitoare, muță. Am găsit o fată de negoțător litvan de la noi, de la Liov. Încă nu ne-am înțeles din zestre. Ai de mine, dragul mami, să nu mi-aduci noră de străinătăți, să trebuiască să mă înțeleg cu ea prin semne. Mai mare rușine. Vino, băiete, hai la treburile noastre. Stai!
știut că vin. Am știut. De asta ai scos calul. De asta. Puh! Așa mi-a fost soarta. Să dau peste un hoț mai mare ca mine. Văd că neguțătorii de la Moldova au și alte treburi în țara leșasc. Cum îndrăsnești, nemernicule? Ai să plătești cu capul. Ba prea cinstite comise, ai să mă lași slobot, să mă duc la treaba mea. O să te petrecem până la gâdele Măriei sale. Duce-te-l la foc, să-l încălzim o leacă. Eu nu mă tem nici de flăcările genii. Când ți-o spun un lucru pe care îl știu numai eu, hai să mă lași slobod. Scoteți-vă locul, să-i vedem ochii. Unde sunt negociatorii de ceară? Nu știu, au plecat în drumul lor. Jupun Ionuț, dar de ce ești așa de mânios? S-a întors și Alexandru îl vădă? De unde? Din drumurile sale. Știi dumneata mai bine. Și dumneata de unde știi unde Alexandru îl vădă? Ce-i de mirare că știu drumurile cuconului domnesc? Am aflat de la domniile voastre. De la mine n-ai aflat nimic. Atunci de la medelnicerul Crivăț. Ori de la domnia sa, ori de la domnia ta, nu-i tot una? Și de drumurile astea au aflat și dușmanul lui Vodă din Lehia. N-am spus nicio vorbă, mă jur pe sufletul meu. Mă jur în fața lui Dumnezeu și îmi fac cruce. Dumnezeu care ne aude și ne vede, că nu-i nimic din ceea ce poate crezi dumneata. Știi ce cred eu? Să mărturisești tot ce știi. Femeie ticăloasă. Bătezatule! Stai! Vai de mine, jupâne Ionuț! Asta-i plata dumitare pentru prietenia care ți-am purtat? Te-ai îmbrăcat de drum? Jupâne, Iohan! Se mărturisește aici pe loc. Ce treabă ai la Ionășeni și ce sfații cu jupâneasa Tudosea? Doamne Dumnezeule, dar ce ți-o venit domnii tale să ne scociști asemenea poznă? Noi suntem credincioși robei domniei! Lasă tânguirile! Ia-l! Nu! Adeși-o! Nu, jupâne Ionuț! Nu! Spun tot! Spun! Eu n-am nicio vină! Fie-ți milă de mine! Îmi primești de viața lui Alexandru Vodă? Da. Spune! S-a pus la cale o capcană la Ionășeni, în noaptea asta. Și? Atâta știu! Jur pe Sfânta Fecioară! Botezatule, leagă-i zdravă-mi pe amândoi! Dacă nu mă întorc până în zor, să dai de veste postelnicului Joara, să trimită oameni după mine la Ionășeni. Cine? Eu! Slujitorul Măriei sale, Ionuț! Spune, Maria, s-a ajuns cu bine? A ajuns cu bine și acum hodinește. Pregătește caii, plecăm! Ce fac cu coanele? Ce să facă? Nu știți cum sunt femeile? De cum l-a văzut pe Maria sa, jupânița noastră s-a îmbolnăvit ea! Am poruncă de la Vodă să-l duc pe cucon la dânsul. Trezește slujitorii! Să pună șeile pe cai, plecăm! Maria ta, scoală-te și ieși. Slujitorii sunt gata. Plecăm! Ce-și de ce s-a întâmplat? A aflat tata ceva? Maria ta, am să spun pe drum. Îmbracă-te, să nu mai zăbovim o clipă. Slujitorii sunt gata, grăbiți-vă! Ionuț, ce s-a întâmplat? Nu te teme, am venit să-l iau pe Alexandru. Nu mai pot, Ionuț. Mi-e frică. Acum sunt cu adevărat bolnavă. Aseară abia am scăpat de el. Ce o să se întâmple cu mine, Ionuț? Așteaptă-mă, nu-ți fie teamă. Ai încredere în mine. Să n-aprindeți nicio făclie! Ionuț, ar trebui să ne luăm rămas bun de la gaz. N-avem vreme, Maria ta, n-avem vreme. Și apoi cum să se arăte în fața Măriei tale, jupănesele, în cămăși de noapte? Se vede treaba că jupân Demian, care le știi toate cât ți se întâmplă în lumea asta, n-a aflat că pe lângă înjunghierea lui Catalan, boier Mihu mi-a mai dat o însărcinare. Care? Să luăm zăloc pe Alexandru Vodă ca... să scoate boier Mihu averile de la Moldova poprite de Ștefan Vodă. Așa că în noaptea asta, oamenii mei prind pe coconul lui Ștefan Vodă la Ionășeni. După câte știu cu Alexandrel Vodă,
se află și mezinul domnilor voastre. Așa că am zăloc bun de schimb. Domnia ta mă slobos pe mine și eu ți-i dau pe dânși. Te caută călăresc din urmă. Par a fi mai mulți ca noi. Maria ta, mi-a pas să o primește. Dumneata Coman, treci înainte și cere ajutor la primul sat. Iar noi să căutăm loc de apărare. La deală, Maria ta. Chi! Poate îndrăzni să se atingă de mine. Să mai găsesc oameni fără rușine, Maria ta. Cum am aflat, am venit în drum din soare să te scap de la pierzării. Dumnealui, Crivăț Medelicer, ce-ar putea aduce aminte de raiul nostru de la târgul Sucevei și de ispita șarpelui de acolo? Atunci înseamnă că nu-i porunca Mariei sale, părintele meu. E tot porunca Maria ta, pe care nu se putea să o lepăd de la mine. Cum se poate una ca asta? Jder! Ai să dai seama de cele săvârșite. Mustră-mă, Maria ta, dar să nu-mi iei capul că vreau să-l pun pentru viața Mariei tale. Ascunde-ți cai! Socot eu acum, prietene Ionuț, că se dovedește încă o dată lumii care-i pricina nenorocirii bărbaților. Jder, îți poruncesc lămurire de plină. Ascultă, Maria ta. Poftim pe Maria sa, Alexandru Vodă, să se dea prins. Avem poruncă să nu-i se pricinuiască nicio strigăciune. Dacă nu se supune, noi nu răspundem de viața Mariei sale. De unde știu eu că cele ce spui nu sunt șelăciune? Sau capcană? Hă? Dacă nu mă crezi, comise, străpunge-mă. Lasă-l! Jură-te! Mă jur că spun adevărul. Mă jur pe sufletul meu și pe județul cel înfricoșat de la împlinirea veacului. Acum mă crezi? Te cred. Nu mai putem întârzia nicio clipă. Că dacă n-ajungem la Ionășeni la vreme, acei copii bezmetici se pot prăpădi. Iartă-mă dacă ți-am greșit cu ceva. Să iasă înainte arcașii care avem. Mai încolo e o râpă. În spatele nostru nu se poate cățăra nimeni.
de jos! A venit Gogona! Stați! Îmi primește viața lui Gogona! Înapoi! Înapoi! Fugi, lașule! Stai! Nu te ajupâne! Stai! Stai! Ionuț! Bădiță! Bădiță, Simioane! Ai fost cu dreptate, Gogole. Mâneți oamenii la hotar! Ca să te las slobod. Mariata! A venit bădița, Simion! Atanasie! Ia-ți oamenii și porniți spre hotar! Vă ajung din urmă! Comise Simion, să știi că ai în mine un prieten. Cer iertare pentru graba cu care trebuie să mă îndepărtez la luminata fața măriei sale, Alexandrel Vodă. Tătarii. Mă vânesc tătarii. Alergătorii primejdei se repea de la satele de la hotar vestire că vitele, pruncii și muierile să se ducă la adăpost sub codru. Bărbații să nu cuteze a umbla în altă parte decât în tabăra știută și care le-a fost poruncită de dregători și de capitanii răzeșilor. Altfel să nu faceți jupâne bode. Înțeles, Mariata. Iar domnia ta, capitane Hărman, să pui rânduială la tunuri și pulbere. Ne-au sosit 40 de care, le-a adus Dămian Jder de la Liov. Știu. Tătarii au intrat în sat.
Spre pădure, oameni buni! Haideți! Găsiți drumul și intrați în pădure! Lasă-mă!
Oștile sunt ascunse privirii. Așteptăm poruncile mării tale. Steagurile de răzeș ale lui Bode se împingă încoace din spate. În valea asta o să-i prindem ca într-un voloc. Da, Maria. Călărimea lui Radu Gangur îi va lovi din față. Am înțeles. Destrimea o să-i zbească în lături. Iar gloata le va tăia calea. Puștile capitanului Hărman le vom așeza acolo. Așa vom face, Maria ta. Pulbere aveți destulă? Da. Mă bucur, comise Manole, că te văd alături de noi, împreună cu feciorii domniei tale, care mă slujesc cu credință. Dar mezinul tău, cinstite comise, e încă un copil fără minte, a fost primejdie pentru viața lui Alexandrel Vodă! Să mi se înfățișeze vinovații! Asta-i răsplata străduințelor și dragostei mele. Maria ta, iartă-mă. Trebuie să te iertăm, Alexandre, pentru că ești copilul nostru. Vrednicule slujitor, pentru fapta lui ascunsă și prefăcută, se cuvine să luăm acestui fecioraș capul. Dar îl lăsăm pentru vrednicia tatălui și a fraților săi. Însă vă poftesc, comise, să-l țineți o vreme la ispășire, așa cum și noi vom face cu fiul nostru. Spune, Ionuț Jder, care sunt acele ființe care au ademenit pe Alexandrel Vodă? Măria ta, jupâneasa Tudosia de la Ionășeni și copila ei Nasta. Când ne întoarcem să mi se înfățișeze cneghina cu jupânița ei. Peste poate, măria ta. Olăcarii noștri au dat vestire că tătarii au ars Ionășenii, iar pe jupâneasă și copila ei le-au dus roabe. O sânda noastră le va ajunge pretutindeni. Duceți-vă. Maria ta, tătarii se apropie de gura băii. Bornicul Bodea-i mână din urmă. Sunt mulți, Maria ta. Mi se pare mie, Ionuț, că tu ești intrat la slujbă grea. E cu ochi negri sau căprui? Trebuie să oftești și eu slujba și suferința asta. E ca vărsatul negru de care nu scapă nimeni. Dacă ieșim cu bine, ne vom așa să te mărturisești părintului Nicodim. Urmă muții. Mai bine mă mărturisesc dumitale. Tătarii se apropie de gura băii. A sosit ceasul. Au bătut asupra mea valuri și nu m-am clătinat.
Au detunat trăsnete și am rămas ca de stâncă. Thank you.
ai pătric la vântului și a ploii! Să-l n-ave ce mânca! Plătește-le, Doamne, după faptele lor! Focul să vă ardă! Ceapa să vă pătrece! Să nu vă ajungă acasă decât numele! Prapul și scrumul să se leagă din voi! Ridicați-i! Să fiți rana viermilor neadormiți ai pământului! Ceasul mâncării să-l aflați cu piciul! Să vă întoarceți cerșetori la vadurile apelor pe unde ați trecut! Să nu se atingă nimeni de ei! A sosit o solie tătărască, Maria ta. Unde ți-e stăpâna? Vai, jupânele, Ionuț! Vai de zilele noastre! Pe jupânița noastră au luat-o tătarii și au dus-o departe, la târgul cel mare de rob, de la Oceacov. Oceacov? Stai, Ionuț! Unde vrei să te duci? Mă duc să o caut, bădice Simioane! Nebunule! Unde să te duci? De ce să o cauți? Nu știi că aici în Moldova așteaptă pe jupânița asta o sânda lui Vodă? O sânda noastră și eu o sânda mea! Ascultă, Ionuț! Astăzi, când l-ai prins pe fiul lui Mamac Khan, am socotit cât s-a isprăvit ucenicia și a intrat în rândul bărbaților! Și eu ce să fac acum, bătiță Simioane? Comise Simioane! Ce să fac? A poruncă la voricul Bode! Solie de la stăpânul lumii, slăvitul Mamac Khan, împăratul împăraților. Solia dorește să le dau prinșii și pe fratele stăpânului lor? Da! Și mai dorește să le dau și pe feciorul stăpânului lor? Da! Și nu vreți ca ei să fie judecați pentru răutățile pe care le-au săvârșit pe pământul țării noastre? Acesta un drept al lor de război de la Gingis Khan și Batu Khan! Aveți deci dreptul să-mi tăiați și să-mi jefuiți norodul, să baciocoriți muierile și să furați copiii? Avem! Să vă supuneți stăpânilor lumii! Cu toate acestea, muierile cărora le-ați ucis soții și le-ați furat pruncii au ridicat glas mare și blestem grozav dacă nu vă judec ca pe niște răufăcători ce sunteți! Pe fiul Hanului îl jertfesc pentru pruncii Moldovei! Ție-ți las viața. Ești fratele marelui Khan. Poate cândva ai să iei tronul. Poate și zilele. Să ții minte tu și neamurile tale. Că în vecii vecilor cine vine la noi cu șaf și trufie, așa va fi primit. Iată răspunsul pentru împăratul împăraților!
să se împlinească o sândă! Apropiați-vă, prieteni! Dacă aveți o dorință, mărturisiți-o! Căci astăzi e ziua voastră, vitejilor! Maria ta, îngădu-ne să plecăm după mezinul nostru! Ionuț e fugar și socotim că e în mare primejde, Maria ta! Un copil care aleargă după năluca lui. Maria ta! Ne pare rău că ai intrat în astfel de primejdie. Un oștean tânăr al nostru, întru care noi aveam nădejde pentru mai târziu. Dați carte domnească comisului Manole și feciorilor săi ca să se poată înfățișa oriunde la dregătorii noștri. După ce îl prindeți pe acel fecioraș bezmetic, aduceți-mi-l ca să-l cert și eu și să-l iert. Și frați într-o dreptate și credință, biruința de astăzi ne-a fost dată ca să ne putem bucura și mai departe de rodul muncii noastre. Neamul nostru românesc păstorește slobod și seamănă de veacuri această glie fără să asuprească alte seminții. Să se știe că celor care vor cu dezastre mai calce țara, aici le vom săpa mormântul! După grindina și pojarul care ne-a lovit, să ne ștergem lacrimile și să ridicăm iarăși în soare holdele și așezările noastre. Apoi dator suntem să veghem, căci s-a apropiat ceasul încercării celei mari, când va trebui să doborâm fiara ismailiteană care ne amenință cu robie. În voi mi-e nădejdea și puterea, căci voi sunteți temelia acestui pământ! Solie de la preamăritul șah al Persiei Uzun Hasan. Hasan, fiul lui Ali, fiul însuși al lui Osman, adresează marelui și preamilostivului domn al țării sale, voivodului Ștefan, stăpân al întregii Moldove, multe salutări izvorâte dintr-o inimă cinstită. Să știi că Isaac Beg este trimis iar de noi, pe lângă înțelepții principei creștinilor? Vom da cetire soliei preamăritului Uzun Hasan, șahul turcoman al Persiei, în fața sfatului țării. Mărită doamnă, despina Teodora Trebizondei, prea fericită soție a preamăritului Uzun Hasan, vă trimite această scrisoare. Mulțumesc solului pentru veste. L-aș mai ruga să-mi spună dacă vara noastră este în deplină sănătate. Preamilostiva Teodora e sănătoasă, dar foarte îngrijorată de luptele grele pe care le duce preamăritul ei soț cu Mahomet Sultan. Măriei tale i-am adus leacuri bune pentru rana cea veche de la gleznă. Mulțumesc, doctor Isaac. Spune-mi acum, care-i scopul soliei tale?
Înălțate, domn! Puternicul meu stăpân îndeamnă iar la luptă țările apusului. Acum! Acum este ceasul să-l lovim pe Mahomet, că cel sângerează în Asia și își linge rănile și nu știe cum să-și împlinească iar oștile împuținate. Se știe că noi l-am lovit pe Mahomet după înțelegerea avută, scoțând cealaltă țară românească de sub ascultarea sultanului? Se știe că măria ta l-ai scos din domnie pe Radu Vodă, prietenul lui Mahomet, și că i-ai luat întreaga familie ca o statecă. Dacă toți principii ar înțelege rostul lor ca măria ta, atunci steaua lui Mahomet ar asfinți pentru totdeauna. Rostul meu, prietene Isaac, este să lupt împotriva oricui, într-o apărare a ființei acestei țări și a poporului său, așa cum au făcut înaintea mea și ceilalți voivozi români. Nu uit însă să dau slavă celui atotputernic și sprijin cu sabia tuturor acelora care se vor împotrivi lui Mahomet Sultan. Ceilalți principi au alte gânduri. Ei se sfădesc, se împung și se taie. Se pare că totuși au simțit primejdea urdiilor otomane, că ne-au promis ajutoare. Doamnă? Vești bune de la Despina, Teodora? Ca totdeauna bune, măria ta. Vara noastră se bucură încă de dragostea soțului ei. Marele Uzun Hasan îi îndeplinește toate dorințele. E o dojană împotriva mea, doamnă. Știi bine că eu nu am bogățiile șahului Persiei. Nu, stăpâne, nu este vorba de daruri. Atunci de ce? Ai avut, măria ta, vreo dorință pe care eu nu ți-am îndeplinit-o? Spune, te ascult. Stăpâne, aș dori să îndepărtez de la curtea noastră pe doamnele lui Radu Vodă, pe care le-a adus din țara muntenească. Pentru niște ostatece ca ele, este mai potrivit ca să stea la o cetate sau la o mănăstire sub pază bună, așa cum se cuvine unor dușmani ai Moldovei. Dar, doamnă, muntenii nu sunt dușmanii noștri. Sunt tot români ca și noi. După mamă răposata doamnă Oltea, și eu sunt muntean. Atunci, de ce ați dus război cu muntenii? Doar nevrednicia lui Radu Vodă, nepotul nostru de vară, sluga lui Mahomet, m-a silit să intru în cealaltă țară vecină și soră și să-mi scăunesc la București un domnitor care să lupte alături de noi împotriva otomanilor. Dar eu nu am nimic cu cele două doamne. Unele jupânese însă aruncă tot felul de vorbe. Ce fel de vorbe? Pentru măria ta nu e greu să le afli. Măria ta, au sosit neguțătorii din Brașov. Să mai aștepte. Să poftească la mine doamnele lui Radu Vodă. Doream să aflu dacă vă simțiți bine aici, la curtea noastră. Ne bucură că măria ta și-a adus aminte de noi. Mie îmi place aici, la Suceava. Sunt unele jupânese care nu ne văd cu ochi buni. De ce suntem noi vinovate pentru faptele soțului nostru? Poate e mai bine, pentru o bucată de vreme, să vă duceți la curtea domnească de la Hârlău sau de la Botoșani. Ca ostatice ne vom supune poruncii măriei tale. Dar, stăpâne al nostru, oare asta să fie răsplata pentru ocrotirea și sprijinul pe care l-ai avut cândva de la unchiul acestei copile? Erai pribeag ca și noi când Vlad Țepeș, domnul țării muntenești și bunul prieten al măriei tale, ți-a dat adăpost la curtea sa. Te rugăm totuși, măria ta, să ne mai păsuiești un timp, până când starea sănătății ne va îngădui să părăsim Suceava. Da. Aici, la malul mării, arșița verii va fi mai blândă. Clădirea, însă, mi se pare neînsemnată pentru reședința împăraților lumii. Prealuminate împărate,
Nicăieri în lume nu veți putea găsi. Știi foarte bine, Viclene, că dogele Veneției și papa de la Roma au palate mult mai frumoase. Dar poate că e mai bine să nu cheltuim bani aici și să ne ducem noi acolo. Dacă înălțimea voastră ar încerca să cucerească Italia, întreaga lume creștină se va ridica în apărarea ei. Ascultați-l pe Benedetto de ei. Vorbe de șarte, senior Benedetto. Despre ce ajutor poate fi vorba când mie, cel mai mare dușman al creștinătății, anticrist, cum îmi spuneți voi, îmi dai tu, cetățean al Florenței, informații militare asupra Republicii Venețiene? Veneția este cel mai mare dușman al Florenței, înălțimea ta. Pictorul Constanzo da Ferrara, ce caută la curtea mea? Spune-mi, Constanzo, cine te-a trimis la mine? Majestatea sa, regele Ferrante, al Neapolului. Stăpânul meu ar dori să vă ofere, în semn de omagiu și prietenie, un medalion cu ilustrul chip al înălțimii voastre. Dar Soliman Pașa, dar marele vizir Mahmud, chiar tu, George Amiruțes, dascălul meu de istorie și de filozofie, n-ai fost mare dregător la curtea lui David Comnenul de la Trebizonda? Și mai toți fetnicii mei, nu sunt ei creștini renegați? Eu nu, stăpâne. Eu am fost un biet evreu la Gaeta. Mândria islamului, vestiții mei eniceri, sunt toți copii de creștini. No. Asupra voastră, a creștinilor, apasă blestemul învrăjbirii. Vreau ca întreaga lume să fie o singură împărăție, cu o singură religie și un singur conducător. Preamărite, Hans Schwarz ne-a adus planurile unor cetăți din Ducatul Bavariei, făcute de aceiași călugări catolici. Din Moldova n-ai primit nimic? Mărite stăpâne, am căpătat de la un boier moldovean, fugar în Lehia, planul Sucevei, cetatea de scaun a Moldovei. Aduceți harta cea mare! Soliman se află la Scodra cu 80.000 de oameni. După cucerirea Scodrei, trecem Adriatica, debarcăm la Brindisi și de acolo, cu voia lui Allah, la Roma. Pentru asta am nevoie de liniște la hotarele de miază noapte. Vedeți voi? Abia atunci o să avem nevoie de achingii lui Alibeg. Lui Ștefan îi trimit chiar acum solie la Suceava. Îi cerem tributul pe ultimii 2 ani și cetățile de la mare. După ce luăm și Cafa de la genovezi, întreg negoțul dintre răsărit și apus va fi în mâinile noastre. Asta e tot ce-i cer lui Ștefan, deocamdată. Solia sultanului Mahomed! Eu, Mahomed al doilea, fiul al lui Murad, trimis al lui Allah pe pământ, domn al domnilor lumii, stăpân al tivelor omenești, rigă al rigilor, împărat de apus și de răsărit, cel ce binevoiește a da tihnă sau război lumii, către Ștefan, beiul de la Moldova. De data aceasta să-mi aduci tu însuți tributul din ultimii 2 ani, așa după cum îl aduce domnul Valahiei, ca să putem avea încredere în prietenia ta. Te povățuim totodată să te desfaci de sfaturile vecinilor tăi, ale papei de la Roma și ale venețienilor, și îți va fi ție bine pe pământ. Altfel, să nu faci, căci mila noastră e adiere de primăvară, dar supărarea volbură a furtunii. Cunoaștem puterea împărăției otomane. Știm că o țară mică poate părea o pradă ușoară pentru oștile preamăritului sultan. Noi însă îl rugăm pe măria sa să ne lase să trăim în tihnă aici, în acest colț de lume, unde neamul nostru românesc a prins rădăcini adânci ca și codrii de stejari. Nu suntem datori nimănui și n-am prigonit niciodată pe nimeni! Vrem să trăim în bună înțelegere cu vecinii care ne-a dat Dumnezeu, cât și cu celelalte țări mai depărtate. Bucuroși am fi ca solii și neguțătorii noștri să ajungă și la înalta poartă,
așa cum umblă acum pe la curțile principilor creștini. Mie nu-mi plac războaiele. Am luptat însă ori de câte ori neatârnarea și hotarele țării mele au fost amenințate. Iar dacă va fi nevoie, vom ști să ne apărăm și împotriva oștilor care au cucerit Constantinopolul. De data asta răspunsul meu nu o să-l mai audă, ci o să-l vadă acest Ștefan al Moldovei. Spune-mi, Iusuf, ce se întâmplă în Moldova? Cum îndrăznește acest prințișor neînsemnat să mă înfrunte pe mine cu ceritorul Constantinopolului? Preamărite și preaputernice stăpâne, fapta lui Ștefan nu poate fi decât o nebunie. Preaslăvite, îngăduie nevrednicului tău rob să spună că Ștefan nu e chiar atât de nebun pe cât pare. Acest cuib de viespi numără mai puține suflete decât oștile pe care preamăritul nostru sultan le poate trimite acolo. Numai eu cu achingiii mei l-aș putea strivi. Să nu uite viteazul și credinciosul Alibeg că în cuibul acesta de viespi de la Dunăre s-au ridicat mari capitani de oști. Pe Mircea, pe Țepeș, i-am cunoscut și noi. Da, da. Bătrânul meu dascăl de istorie are dreptate. Să fim cu băgare de seamă. Timpul fiind înaintat, înseamnă să ducem război cu Moldova în plină iarnă. Orice cinstitul Alibeg știe că noi nu ducem războaie în vreme de iarnă. Și totuși, stăpâne, iarna ne poate fi nouă cuprință, căci ne poate așterne pod de gheață peste Dunăre. Grăbindu-ne, îl găsim pe Ștefan nepregătit și-l vom zdrobi cu ușurință. De data asta, Alibeg a grăit cu înțelepciune. Vom trimite firman lui Soliman Pașa la Scodra să părăsească imediat cetatea. Fiți fără grijă. Ne vom întoarce acolo cât mai curând. Se știe dacă domnul Moldovei a primit ajutor din partea Romei și a venețienilor? Până acum a primit numai făgăduieli, preamărite stăpâne. Să nădăjduim că aceste făgăduieli nu se vor îndeplini și că aurul Veneției nu va lua drumul Moldovei. Scrie către binecredinciosul și vrednicul nostru slujitor, Soliman Pașa, conducătorul oștilor otomane, care luptă acum la cetatea Scodra. Îndată ce primești porunca noastră, îți întorci armele cu fața către Dunăre și pornești spre Sofia, cetate unde ți se vor alătura oștile lui Granabreg și Alibeg. După care pornești spre Moldova și apuci de barbă pe voievodul Gheaur Ștefan și l-a dus la picioarele noastre. Iernatul oștilor nu-l face în altă parte decât în cetatea Camenița a Lehiei. Și în primăvara ce vine, străpuși la unguri și la leși. Aceasta-i porunca pe care o vei împlini. Oștile noastre nu luptă iarna. Vom îndeplini tocmai porunca preaslăvitului nostru sultan. Allah să dea viață lungă preaslăvitului nostru sultan. Întreb sfatul dacă încuvințează ridicarea țării ca să ne împotrivim puterii lui Mahomet sultan. Sultanul ne-a cerut plata tributului și a avut îndrăzneala să ne poruncească să închinăm cetățile noastre de la mare. Dacă nu ne vom supune, oștile otomane vor fi în curând la hotarele Moldovei. Înălțate, stăpâne, suntem alături de măria ta cu sufletul și cu brațele noastre. Cetele boierești și steagurile de viteși și de răzăși sunt gata de luptă, măria ta. Eu vreau să ridicăm întreaga țară, unchiule Vlaicu, să lupte alături de noi și țăranii de pe moșiile domnești și boierești și târgoveții. Măria ta, în fața unei oștiri care a cucerit împărăția Bizanțului, nu poate sta decât o altă oaste, bine întocmită, de lefegii. Eu îmi pun nădejdea în popor.
țara e mai tare decât oștile neimite. Acestea se împrăștie ca și pulberile. Țara e statornică știind că-și apără ale sale. Și să n-ai, domnia ta, nicio grijă, jupâne Hudici. Vom face din cei pe care încă nu i-am chemat în slujba țării oșteni adevărați. Să nu greșim, măria ta, dând prostimii o putere care s-ar putea întoarce într-o zi împotriva noastră. Să nu le dăm prilejul să o facă. Mai sunt destui printre noi care uită că cei mulți care robotesc sunt sarea pământului. Cândva la un ospăț am făcut râzând o prorocire, spunând că va veni odată vremea când va să schimbe Domnul Dumnezeu oaspeții raiului și vor fi acolo numai boieri, iar sărăcimea se va bucura aici, pe pământ, de bunurile vieții. Măria ta, eu zic să nu ridicăm încă gloatele de pe moșiile noastre. Oamenii sunt acum la munca câmpului. Până în primăvară nu avem a ne teme. Dar chingii lui Alibec sunt în coasta noastră la malul Dunării, locofe de Toma! Așa este. Așa este. Iubiții mei sfetnici și slujitori cu credință, putem lăsa Moldova fără apărare, fie chiar pentru o clipă, acum când potrivnicul nostru este cuceritorul Constantinopolului? Asta nu se poate, Maria! Atunci, poruncesc să se ridice întreaga țară și hotărăsc ca toți țăranii de pe moșiile domnești și boierești să primească arc, suliță și sabie. Iar când vor veni la chemarea noastră, să nu lipsească nimănui acele arme, căci vor răspunde cu capul. Vărul nostru pârcălabul Duma și vornicul Bode vor alcătui din gloatele de sărani oastea cea mare a țării. Jupân Stanciule, s-au alcătuit soliile? Măria ta, vom trimite în Lehia pe boier Pascu. Jupâne Pascu, să afle Augusta sa strălucire Cazimir Crai că pierzând noi războiul cu Mahomed, pierde și măria sa cetatea Kamenița. Iar dacă bat oștile otomane Kamenița, rămâne Lehia descoperită și înspre tătarii de la Volga. Am înțeles, măria ta. Iar la Mateaș Crai vom trimite pe spătarul nostru Mihău. Acestui domn preavestit și viteaz al Ungariei îi cerem să ne sprijine ca unul care a făcut legământ de moarte pentru legea lui Hristos. Drept este că sprijinindu-o astea Moldovei, craiul Matiaș își apără însăși țara. Vom trimite cărțmăriilor lor Vlasii Mogor, voivod al Ardealului, și Ștefan Batori, comite al secuilor. Prea bine. Să fie înștiințați și neguțătorii din Brașov să-i lase pe oamenii noștri să vie în grabă cu armele cerute ca să le putem avea la timp împotriva păgânilor. Vom face în tocmai, măria ta. Iar cu vorbe potrivite, va pleca la Veneția și la Sfântul Părinte al Romei, vistiernicul Cristea Șder. Prea bine, măria ta. Să rugăm pe boierul Ion Samblac, unchiul mării tale, să ne scrie această carte în latinește. Bine. Să afle domnii și crai că sprijinul pe care îl cerem este în folosul tuturor, nu numai al nostru. Eu lesne m-aș putea înțelege cu sultanul ca să-mi fie mie bine. Dar eu sunt oștean credincios al acestui pământ românesc, iar războiul ce pregătesc este un război pentru suflet. Și să mai afle, domnii și craii, că mai presus de tihna noastră stă datoria sfântă să apărăm ființa și neatârnarea popoarelor pe care le cârmuim. Să nu uitați, băieri dumneavoastră, că apoi, mâine joi, să poftiți la cumetria fetei noastre, a Grăița. Venim, venim, cum să nu.
Văd între feciorii comisului Manole și pe cuviosul Nicodim. Chemat-o l-ai și pe el, jupâne Stanciu. L-am chemat, stăpâne. Ne mai fac trebuință 200 de steaguri pentru oastea cea mare, din acele din care s-au mai lucrat în atelierile cuviosului Nicodim la mănăstirea Neamțu. Rog pe luminăția ta să nu uite că am fost cândva nicoară jder și că am purtat cu vrednicie spada în războaiele mării tale. Iar acum, cuvioasă Nicodime, porți cu vrednicie pana, tot în slujba domniei mele. Spune-mi, părinte Romanah, când isprăvește traevanghelul pe care l-am hărăzit mănăstirii de la Humor? Se scrie nevoie, Maria ta, pentru că îi facem și înflorituri prin prejur. Știți, credem, nădăjduim că la începutul iernii o să-l înfățișăm Mariei tale. Bine. Multe necazuri am avut și mai avem încă pentru uneltirile care s-au săvârșit în lehia de către unii boieri pribegi. Poftim ca uneltirile să steie, iar pribegii să se întoarcă în baștina lor. Noi am trimis de 3 ori carte de iertare logofătului Mihu și Agapiei Ciornohut, vărul său, dar ei nu s-au supus. Iar acum avem știri de la jupân Damian că boier Mihu uneltește iar. De data asta cu iscoadele lui Mahomet Sultan, Maria ta. Acum îi iertăm pentru a 4-a oară și poftim să vină iar. A venit vremea să tai de pe catastiful meu și aceste 2 nume. Domnia ta, ce crezi, cinstite comise? Eu îl cunosc pe logofătul Mihu ca boier trufaș și îndărătnic, Maria ta. Nu cred că are să se întoarcă. Totuși, am pregătit o scrisoare de iertare către jupân Mihu. Va pleca cu ea în lehia ostelnicul Simeon și fratele său Damian Jder. Am înțeles, Maria ta. Am înțeles. Iar domnia ta, comise Manole, să trimiți armăsarii domnești în tabăra de la Vaslui, unde și noi vom fi în curând. Bună ziua și bine v-am găsit. Să vă trăiască. Să fie sănătos și să aibă noroc în viață. Tare-i frumușel, micuțul. Copila aceea care stătea aici cu ochii plecați ca o sfântă mironosiță. Aceea e jupânița lui Iațco Hudici. Asta e, ai dreptate, jupâneasă Marghita. Aproape să n-o cunosc. S-a împuținat și s-a făcut mai urâtă. Ia ca așa, cum e ca o ață, cu părul ca de cânepă și cu obrazul stropit. Dar tot se uită la ea ca la un odor de mare preț. Pentru câtă avere are jupânii Iațco? Jupâne Iațco, până la urmă am vrea să știm și noi care-i pricina de nu ți-i plăcută înfățișarea fiinului nostru, jitnicierul Niculăieș. M-am place înfățișarea jitnicierului Niculăieș. E băiat frumos și falnic, precum se vede. Iar noi o fată avem și ei vom lăsa toate câte agonisim, precum se știe. Dar nu ne grăbim să o mărităm. Știți care sunt grijile noastre acum. Îngăduie, cinstite, mare logofăt Toma, să amânăm pe altă dată acest sfat.
place. Postelnice, signor. N-ai venit anume ca să mă vezi? Jupăniță Marușca, eu nu mai am vorbe. Pe mine m-a luat un val și mă duce. Nu știu ce o să se întâmple. Eu știu, postelnice Simion. Am aflat că Maria s-a trimis în Lehia cu trepuri, că ce are nădejde în iscusința domniei tale. Hai să te întorci și Maria să va fi așa de mulțumit că o să-ți dea deslegare ca să mă cer tatei. Eu i-am și spus mami toate câte s-au petrecut între noi. Jupăniță Marușca, vreau să-mi dai un răspuns la toate vorbele pe care ți le-am spus într-atâtea rânduri. Care vorbe, Nicule, jitnicer, nu mi-aduc aminte. Jupăniță Marușca, de ce mă pedepsești? Știi că mi-ești dragă. Știu. Data zice că nu trebuie să te cred. De ce vorbești așa ca să-mi rupi inima? Vrei să-mi răpun viața? Nu. La ce ar folosi? Să fie adevărat ce spun mătușele mele că ți-e drag altcineva? N-am spus nimănui taina asta. Și îndrăznesc să mi-o spui mie acum? Că năravurile rele încă n-au contenit în țara Moldovei. Măria ta, după legea cea nouă, răpirea unei jupânițe se plătește cu moartea. Vinovatul să-și primească o sândă. Despre cine vorbești, domnia ta? Despre jitnicerul Niculăieș Albu. S-a aflat că nebunul o duce pe jupânița răpită în Lehia, de bună seamă la unchiul său, logofătul Mihu. Poruncesc ca ticălosul să fie fără zăbavă prins și judecat. Pe postelnicul Simion trebuie să-l trimiteți, Maria ta. De ce? Avem noi cunoștințe că postelnicul așteaptă să fie trimis numai decât. Îți poruncesc, postelnice. Când ai să te duci în Lehia, s-o cauți și pe copila jupânesei Anca. Dar să lepezi aici în clipă arșița și nebunia, căci viața domniei tale ne face nouă trebuință. Văzând această carte a domniei mele, domnia ta să vii la noi fără teamă, deoarece te-am iertat. Și toată mânia asupra ta am lepădat-o din inima noastră. Și vrem să te ținem în cinste deopotrivă cu toți boierii noștri de frunte. Dar zău așa, jupâne Damian, ia o pocală de vin cu noi.
Și apoi să știi, domnia ta, că noi eram hotărâți să ne întoarcem în țara Moldovei și fără această carte de iertare. Nu e așa, Agapie? Agapie! Așa, așa! Dar tu nu i-ai închipzuit că poate n-ar fi bine să ne întoarcem acum, ci mai încolo, în iarnă, după bobotează. Nu e așa, Agapie? Așa-i, așa-i. Dar văd pe fața domniei tale altă mirare. Ce să facem dacă așa am fost sfătuiți de prietenii noștri de la curtea lui Mahomet Sultan? Dar ce credeai tu, slugă netremnică, că eu m-aș putea încrede în vorbele stăpânului tău? Au, ce minte are el de-și prăpădește hârtia și cerneala? Crede Mișelul că voi avea aceea soartă ca măriei sale Petru Aron? Luând capul lui Petru Aron, măria sa Ștefan a făcut dreptate. Ieși din casa mea, nemernicule! Boier dumneavoastră, eu atât am vrut a vă spune. Să știi, meștere Han, că atâta vreme cât Ștefan Vodă se află la Suceava, nu le putem scoate din Moldova pe doamnele lui Radu Vodă. De aici, din Lehia, le duc eu mai departe. Asta e treabă ușoară. De la Suceava însă nu iese nici pasărea măiastră fără știrea lui Vodă, de când cu pozna pe care a săvârșit-o Nicolaieșan. Da, hai răbdare. Am aflat însă tot de la acest nepot cum că Vodă va să plece nu peste multă vreme în tabără la Vasului. Atunci paza cetății e mai slabă. Cred că putem îndeplini dorința stăpânului tău. Dar o înștiințare se poate trimite acestor doamne? Da, asta se poate. Am să le scriu chiar eu de la Liov. Plec chiar acum. Vă aștept acolo. Vai de mine, jucurile drag. Tare mă mai obosit drumul ăsta. Și mă dor încheieturile, tare mai mă dor. Și-a fost un frig. Vai de mine și de mine. Vai, dragă jupâniță, de ce nu te domolești când îl vezi cum se mistuie de dragoste? Care femeie poate sta multă vreme nesimțitoare? Moașă nebună, nu cuteza să-mi vorbești astfel. Află că mie mi-e drag altcineva. Vai, draga mea jupâniță, de ce nu mi-ai spus de la început asta? Dacă ți-i drag altcineva, înseamnă că zadarnic se străduiește. Așa că trebuie să fii cu minte și mai ales vicleană. Dumnealui socotește că-i sunt slugă, dar are să afle cine-i moașa Irina. Suspi! La terenie! Hai, mare! Gata! Lăsați-l. Dați-i sabia. Ai să dai seama în fața judecătorilor craiului pentru fapta pe care vrei să o săvârșești. Îți poruncesc să te aperi. Postelnice Simeone, nu mă omor. Sunt încă tânăr.
Citnicere, Niculaeș, domnia ta nu te afle acum sub puterea mea, ci sub hotărârea mării sale, Ștefan Vodă. Domniile voastre sunteți. Dumnezeu binevoiește să vă aducă la județul meu, aici, pe pământ, în această viață, pentru greșeli ce nu putem ierta. Domnia ta, jupâne Agapie, l-ai dus la pieire pe părintele nostru Bogdan Vodă, împreună cu Mihul Ogofăt, dușmanul nostru. Ai uneltit vreme de 21 de ani împotriva noastră. Ai nesocotit cărțile noastre de iertare și te-ai purtat mai departe ca un dușman al nostru și al țării. Socoate careva dintre domniile voastre altfel? Să se facă rânduierile de cuvință acestui boier. Trupul său să fie îngropat cu cinste în biserica unde este ctitor, iar neamurile domniei sale să se înfățișeze la mila noastră. Iar pe acest boier tânăr, care și-a pierdut de mult capul pentru o fată, îl închideți în cetate și-i dați drumul numai când va voi să piară pentru Moldova. Tătuță! Dragul tati fecioraș. Aș dori să mi-au rămas bun de la Bogdan și Ilieș. Cred că domnița Elena și Maria sa Petru sunt prea bucuroși de plecarea dascălului lor de Irinește în tabăra de la Vaslui. Să mergem, doamnă. Ne vei lipsi mult, stăpâne. O să ne rugăm zi și noapte pentru sănătatea și pentru izbânda Măriei tale. Să nu uiți, Maria ta, că prin însoțirea cu nepoata noastră ești unul dintre principii cu drepturi asupra împărăției Bizanțului. Curtea e gata de plecare. Nu-l așteaptă decât pe stăpânul său. Da. Măria ta, doamnele lui Radu Vodă, roagă să fie primite. Să aștepte în spătăria mică. Soțul meu făgăduise să îndepărteze de la curte pe cele două muntence. Vor pleca în curând. Până atunci, ele fiind și rudele noastre, te rugăm, doamnă, să le iei sub ocrotirea domniei tale.
Ce doresc măriile voastre acum în ceasul plecării mele? Măria ta, acum noi te rugăm să ne trimiți într-un loc tainic și bine păzit. De ce? Ce s-a întâmplat? Prietenii lui Radu vor să ne scoată din Moldova îndată după plecarea măriei tale. Scrisoarea este trimisă de logofătul Mihu. Eu nu vreau să mai stau alături de Radu Vodă, sluga lui Mahomed. Știi bine, măria ta, că viața mea a fost o lungă suferință. Nu vreau ca această copilă în vinele căreia curge și sângele lui Vlad Țepeș să cunoască umilința. Eu știu că nu mai am unde trăit. Doresc să rămân aici, în țara noastră. Se vede că așa-i blestemat neamul românesc. Să nu poate trăi departe de glia unde s-a născut. Veți merge într-un loc ferit. Dar nu ca ostatice, ci ca bune prietenele noastre. Jupâneasa Candachie vă va însoți la mănăstirea Pângăraț. E prea ușoară, măria ta. Parcă e o pană. Dar cu ce ai vrea să rupți? Apoi cu măciuca, măria ta. Eu sunt șoban de rară, am adus-o cu mine. Dar din lor mi-a dat paiul ăsta. Ia de măciuca, să văd și eu. Măria ta, cu gheaga asta, dintr-o pălitură ucid un urs. Pun la pământ 3 oșteni cu săbile. Dă-i câțiva oșteni. Ia să te văd. Ia-i. Alege 50 de flăcăi voinici și alcătuiește cu ei o ceată de măciucari. Să le dai gheoagi ghintuite, iar căpetenia lor să fie ciobanul nostru de la Rarău. Am înțeles, măria. Flăcăule! Apropie! Să vedem dacă știi să te și aperi. O sabie. Apără-te! Strașnic luptător. Și are dreptate. Tot atacul e cea mai bună apărare.
stați. Mahomed are tunuri mult mai mari decât acestea. Sunt trase de câte 60 de bivol fiecare. Asemenea arme grele nu pot fi purtate pe drumurile vasluiului. Și totuși se spune că sultanul a găsit un mijloc să le ducă acolo unde poftește. Au făcut bună treabă acești doi feciori ai domniei tale. Poate doresc să știi, comise Manole, care ar putea să fie răsplata unor asemenea slujitori ai noștri? Răsplățele mării tale nu pot fi decât bune. Eu îl vreau pe pustelnicul Simion. Păi, cred că n-am încotro. Trebuie să-mi schimb hotărârile mai vechi în privința jupâniței Marușca. Socot, comise Manole, că această jupâniță e în stare să bată din picior în fața mea dacă nu îl dau de soț pe acel care și-l dorește. Maria ta. Sunt prea mulțumit de lucrarea cu vioșiei tale, părinte Nicodim. Lipsește numai inscripția cărții. Scrie. Evlaviosul și de Hristos, iubitorul domn, Io Ștefan Voievod, domn al țării Moldovei, am pus să se scrie aceste traevanghel cu mâna ieromonahului Nicodim și l-am dat mănăstirii de la Humor spre pomenirea sufletului meu, al părinților mei și al copiilor mei. Egumen fiind popa Gherondie și s-a sfârșit în luna septembrie, în 17, la anul 6982. Cuvioase, Nicodim, pregătește-te pentru sfințirea steagurilor. Iartă-mă, Maria ta, dar eu nu mai pot face o asemenea slujbă. Dă-mi, Doamne, un steag și trimite-mă cu el în luptă. Te-ai gândit bine? Slăvite, Doamne! Aș păcătui față de Dumnezeu și față de oameni dacă aș mai purta o haină pentru care nu mai am chemare. Atunci, facă-se voia ta. Primește dezlegare de la starețul cu vioșiei tale și înfățișează-te la porunca noastră. Pentru vremurile care vin, sabia lui Nicoară Jder este mai cuprință decât pana. Să trăiești, Maria. Am adus soria. Consilierul Guido Solari, trimisul senatului venețian. Umilitul Geronimo de la Rovere, trimisul sanctității sale, Papa Sixt al IV-lea. Siete benvenuti, signori, alla nostra corte e nel paese dei miei genitori. Opriți puștile! Îngăduiți ca tunurile să nu tragă. Mai potrivite să păstrăm pulberea pentru alt scop. Cinstiți oaspeți, mulțumesc Sfântului Părinte Sixt al Romei și Senatului Venețian, care v-au trimis în țara străbunilor noștri și ai domniilor voastre. Bine ar fi ca pe lângă ajutorul lui Dumnezeu să avem și sprijinul fraților noștri creștini, acum în ajunul războiului nostru cu Mahomed. Sfântul nostru părinte și stăpân,
Papa Sixt al IV-lea, luptător aprig împotriva păgânilor, binecuvântează armatele creștine ale înălțimii voastre și promite cât de curând ajutor în oști și bani. Același ajutor în bani îl promite luminăției tale și senatul Veneției. Cinstiți soli, să știe stăpânii domnilor voastre că dacă acest ajutor nu va veni la timp, din două lucruri, unul se va întâmpla de bună seamă. Ori această țară va pieri, ori voi fi silit de nevoie să mă supun păgânilor. Lucrul acesta însă nu-l voi face niciodată, vrând mai bine 100.000 de morți decât înrobirea țării. Și sunt mulți pârcăla pe mârza. Câtă frunză și iarbă, stăpâne. Să nu vă temeți prea tare, domniile voastre, de numărul cel mare al păgânilor. Să nu uitați că o asemenea oaste mare se mișcă greu pe drumuri cale noastre și au nevoie de mulți de hrană pentru oameni și animale. Izbânda va fi a noastră dacă vom ști cum să-i hărțuim tot timpul și să-i înfometăm. Poruncește, Maria ta. Să pustim totul. Să ardem satele de-a lungul drumului pe unde vor trece. Să poruncim oamenilor să se tragă sus la munte. Să nu găsească decât fum și cenușe în calea lor. Așa de puțin cu mine că nu știu ce să fac mai întâi. Să mă bucur că ați venit sau să mă întristesc că plecați iar. Nu știu. Dar n-am mai luat odată rămas bun, jupâneasele saftă. N-avem timp să stăm. Iar cu plăcinte? Dar mai rămâi, jupâneasele saftă, te tângui. N-au dat încă turcii. Băieți aceștia sărăcuții fost au zămisliți pe semnele în zbucium și zon. Încărcarea! Pe cai!
Oare nu sunt în zadar toate jertfele bieților noștri pământeni? Așa cum se ridică la soare holdele culcate de grindeni, tot așa se vor ridica la viață și așezările fraților noștri. Cer îngăduința măriei tale de a lupta alături de oștile credinței. Îți mulțumesc, cavalere, pentru hotărârea domniei tale. Asta înseamnă că Veneția ne-a dat sprijin cu sabia în acest război cu necredincioșii. Cumnate Șendrea, să trecem acum la munca noastră. Domnia ta, ai să rămâi aici, în calea lui Soliman Pașa, cu 3.000 de călăreți. Să-l hărțuiești neîncetat pe dușman, să-l slăbești, să-l întârzii și totodată să cauți să-l împingi spre vasul lui. Voi face întocmai, măria ta. Să nimiciți cetele de otomani plecate după hrană și pradă. Să loviți zi și noapte carele lor cu merinde. Îndată ce Soliman Pașa va trece Siretul, să fim înștiințați. Am înțeles, măria ta. Și dacă Soliman nu se lasă dus spre vasul lui, măria ta? Atunci zadarnică truda noastră și a vieților oameni. Eu cred că totuși Soliman va fi nevoit să vină unde vrem noi. Căci îi lăsăm întregi satele de dincolo de Siret, către Bârlat și vasul lui. Măriata, păgânii nu trec Siretul. Se îndreaptă spre Roman. Asta nu e bine. Gândul meu era să-l atrag pe Soliman în locurile astea strâmte și mlăștinoase de la vasul lui. Numai așa poate fi înfrânt o asemenea oaste de 120.000 de oameni. De la vasul lui am putea totuși lovi pe dușmani în coastă. La Bacău sau la Roman? În acele locuri deschise, Soliman cu greu poate fi biruit. Stăpâne, i-am urmărit până dincolo de Siret. Pe drumul vasului lui casele sunt întregi. Ștefan n-a avut vreme să le dea foc. Acolo am găsit hrană destulă pentru oameni și o vez pentru cai. Despre Ștefan ce ai aflat? Ștefan s-a ascuns la vasul lui cu oștile sale. Acolo trebuie să lovim. Nu. Să nu ni se întindă o capcană. Poate ar fi mai bine să mergem tot înainte către Roman și Suceava. Dacă luăm cetățile Moldovei, Ștefan rămâne fără apărare. Dar cu hrana oamenilor și a animalelor, ce facem? După cele văzute de mine, numai în drumul vasului putem găsi de toate. Iar de la vasului ușor ne putem abate la Roman. De acolo, împreună cu Granabeg, cădem asupra Sucevei. Allah să ne călăuzească pașii pe drumul biruinței. Mergem asupra vasului lui. Numai azapii lui Granabe continuă drumul către Roman. Maria ta. Păgânii se pregătesc să treacă apa Siretului. Vin spre vasul lui. Doar azapii lui Granabeg merg spre Roman să păzească o latura oștirii otomane. Pârcălabe Șendrea, să-i hărțuiești într-una pe păgân până dincolo de Bârlad. Iar noi să ne pregătim să-l întâmpinăm cum se cuvine pe Soliman Pașa Beglerbegul Rumeliei. Thank you.
care le cuprinde. La Beșendre, la porunca mea să fie aici, la tunuri. Înțeles, Maria. Aici o să-l așteptăm pe Soliman Pașa. Să știți cu toții, aici, în aceste văi, se hotărăște soarta Moldovei. Mahomed nu vrea numai tributul nostru. Dacă pierdem această bătălie, pierdem și neatârnarea țării și ființa acestui popor pentru multe veacuri. Mai bine murim cu toții, Maria ta. Izbânda va fi a noastră, stăpâne. Maria ta, poruncește ce avem de făcut. În astfel de locuri, oaste mare a otomanilor nu se poate desfășura în voie. În schimb, noi o să le mișcăm după plac. Porunca mea este ca dușmanul ținut în loc și slăit la podul peste Lipovăț și la Rediu să fie silit să ne lovească într-o latură. Atunci grosul oștirii noastre îl va izbi și în coastă și în spate. Spătare Mihău. Da, Maria ta. Dincolo de șanț, în dreapta, așez cei 5.000 de secui. În mijloc și spre stânga, cetele de voinici și o parte din țăranii lui Bode. În rândul al doilea vor fi steagurile domniei tale, sulițașii, ghiogarii lui Duma și cei 1800 de oșteni trimiși de Matiaș Crai. Am înțeles, Maria ta. Iar domniile voastre, împreună cu oștile de țărani, vă veți ascunde în pădurea de pe culmea Mirenilor. Iar acolo, pe dealul Muntenilor, voi sta eu cu răzeșii și curtenii mei, împreună cu lăncierii hatmanului Buceaschi. Pârcălabul Hărman, să așeze cele 20 de tunuri de o parte și de alta văi ca să poată lovi podul. Câte lovituri poate trage? Câte 7 lovituri de tun, Maria ta. Tunurile vor deschide lupta. Prea bine, Maria ta. Cetatea Vaslui va simți puterea acestor tunuri. Iar țăranii lui Ștefan, ascuțișul iataganilor noastre. După ce vom cuceri Vasluiul și vom nimici oștile lui Ștefan, țara va fi prada noastră a chingilor, nu-i așa, stăpâne? Ca de obicei, Alibek. Să nu uităm că a 10-a parte din pradă o datorăm preamăritului nostru sultan. Pârcălabul Mârza a adus vestea cea bună. Oastea otomană a trecut Siretul și vine încoace mânată de călăreții lui Șendrea. Allah s-a milostivit să ne prefacă iarna într-o primăvară blândă, ca la noi în Anatolia. Allah fie binecuvântat. Toți ostașii sunt bucuroși. Acum suntem cu toții încredințați că o să putem ierna în Lehia, la Kamenița. Mâine îl vom zdrobi pe Ștefan și oastea Moldovei. Iar popasul de seară îl vom face în sălașul zimbrului de la Vaslui.
Pe asemenea ceață, fără glasul trâmbiții, n-am fi nimerit aici. Din pricina negurii s-ar putea ca păgânii să stea pe loc sau să pornească pe alt drum. Tocmai de aceea v-am chemat. Trebuie să facem din negura de afară încă un prieten al nostru. Pe asemenea vreme, trebuie să-i atragem pe otomani cu orice preț din coace de pod. Parcă a spus careva că fără glasul trâmbiței n-ar fi nimerit la cort. Ce-ar fi ca odată cu tunurile să sune din fundul luncii și trâmbițele oastei? Și buciumele și darabanele. Dușmanul o să creadă că noi suntem acolo și o să dea navală. Atunci noi cu glasul oastei o să-l lovim pe Soliman în coastă. Iar trâmbițașii se vor retrage fără grijă dincolo de pod. Soliman o să cadă în capcană, măria ta. Spune-mi, comise Manole, n-ai putea îndeplini domnia ta această slujbă? Adică să iei conducerea trâmbițașilor și să te strecori prin râpă până la pod. Pentru ani în care mă aflu, trebuie să mă mulțumesc și cu o slujbă mai ușoară, măria ta. Îți mulțumesc, comise. Atunci, apropiați-vă. Schimbăm planul nostru de luptă. Tunurile nu vor deschide de asta dată bătălia. Vom porunci ca ele să tragă numai după ce grosul oștirii otomane va trece dincolo de pod. Atunci, din spatele păgânilor, vor da glas și darabanele și trâmbițele comisului Manole. Păgânii, crezând că lupta abia începe, se vor întoarce spre pod și spre mlaștină. Când se vor îmbulzi, vom da naval asupra lor cu oastea cea mare din dealul Mirenilor. Stăpâne, am dat poruncă inicierilor să oprească. Înaintarea noastră poate fi cu primejdie pe asemenea ceață. Care ne poate fi și de folos, Piribeg. Ce spune viteazul Hasan Beg? Adevărat, grei, stăpâne. Numai pe o negură ca asta, spahii mei o să poată pătrunde mijlocul gheaurilor fără a putea fi văzuți. Prea înălțate, oștenii mei ved în această pâclă un semn și o ocrotire de la Allah. Pornim mai departe! Spahii să meargă în față cu mare grijă! Ilerii!
voi! I-au locotit băgânii! Doamne, să nu te temi! Noi vom sta astăzi cu credință alături de tine! Capitanii noștri, Simeon, Nicoară și Damian, să-i mai țină în loc un cuntin pe băgâni și să pornească săranii lui Gode! Să pornesc odată cu noi și oastea cea mare! Foc! Bateți! Tare! Mai tare! Măria ta, lasă-ne pe noi în frunte la primejdie. Oșteni ca noi se mai găsesc. Voivod ca măria ta nu se mai află, doamne! Acum nu e în primejdie viața voivodului, ci viața întregii țări! Ștefan, ne-am întins o capcană, ne izbește dinspre pod! Ia unii lovesc dinspre pod! Întoarce strângurile către ei! Se lovesc și nicerii și spachii! Înapoi! Spre pod! Thank you.
Cum te cheamă, viteazule? Ion. Vreau să te răsplătesc pe tine și pe ai tăi. Ion, Maria ta. Și mai cum? Ion. Thank you.
Astfel, Ștefan cel Mare a înscris una dintre cele mai mari zvânze ale veacului împotriva otomanilor. Către amiază, oastea otomană e aproape nimicită. Urmăriți de călăreții moldoveni, Soliman Pașa, Ali Beg și restul din armata de 120.000 de oameni caută scăpare către vadul de la Oblucița la Dunăre sau către Bârlad și Siret, de unde au venit. Prealuminate, nevrednicul tău rob. Așteaptă pedeapsa ce îi se cuvine. Dar să știi, stăpâne, că nu port numai eu vina înfrângerii. Știu asta. Tu! N-ai de spus nimic? Dar e sfetnic împărăției pentru treburile de la Dunăre. Îndurare, premilostive! Câine! Numai tu ești vinovat. Tu ne-ai trimis oștile la pieire. Și mai ceri îndurare? Și tu, Soliman Pașa, ești vinovat. Luați-l! Să nu mai intre nimeni. Unde-i muța? În casă. Uite, nepotul nostru, maică s-a plecat în deal, Marușca, la casele cele noi. Ai, uite-te mai bine la el. Are să fie vrednic bărbat ca și bunicul său. Ce-are să-l chemi Manoluță? Muța, dragă, comisul Manole nu mai este. Muța. Alaltă dimineață. Oh. Și odată cu el au pierit și frații noștri. Oh. Pădița Nicoare și pădița Simion. Muță. Nana. Nana Chine. Nana Chine. S-au prăpădit ai noștri. Chemați-vă numai decât pe jupâneața, Marușca. Nu, tu să nu plângi. Tu să nu plângi, Marușca. Tu să nu plângi, Mânzule. Mânzule, să nu plângi. Thank you.
Oșteni! Pentru vrednicia dovedită pe câmpul de bătălie, eu, Ștefan Voivod, vă înalț pe voi în rândurile vitejilor Moldovei! Vă mulțumesc, vitejii mei! Aici, la Vaslui, s-au întors în pământul țării pe care l-au iubit și apărat mii de luptători, iubiți ai noștri supuși, prieteni, frați, soți și feciori, alături de străbunii lor, de moșii și strămoșii noștri, vor sta de pururi la temelia acestei țări. Când răsare soarele, avem să ne aducem aminte de ei și avem să-i jălim de asemenea când soarele asfințește. Jertfa lor sfântă și vitejia voastră a tuturor au arătat lumii întregi că nicio țară, oricât de mică, nu poate fi biruită când luptă pentru dreptatea și neatârnarea sa. Noi, cei rămași, vom ridica iar la lumină și belșug casele și holdele pustiite, iar copiii copiilor noștri vor pomeni în veac această slăvită noastră biruință din latul 6983.